Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia a început de astăzi distribuția ajutoarelor alimentare prin Programul European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate. Spre deosebire de anul trecut, pachetul va fi mult mai consistent, întrucât în loc de 6 produse vor fi alocate 11. Programul European de Ajutorare a Defavorizaților a adus alimente gratuite pentru peste 5.000 de persoane din Alba Iulia. Este vorba de mai multe categorii de persoane, persoane cu handicap grav și accentuat, șomeri indemnizați, beneficiari de ajutoare sociale, pensionari cu pensie sub 400 de lei, șomeri neîndemnizați și alții. Deși nu au sosit toate alimentele, distribuția a început, iar Adela Cristescu a explicat motivele. Până de ele, o parte din produsele care trebuiau să vină nu au ajuns și totuși programul a început. Aș vrea să ne explicați cum s-a ajuns. De ce am început totuși? Cu toate că inițial spusesem că dacă nu ne vin integral numărul de 11 produse, nu o să începem distribuția. Foarte multă lume ne-a sunat și ne-au căutat și ne-au întrebat totuși când începem, pentru că de Crăciun ar fi frumos și bine să aibă aceste produse. Directoarea Serviciului Public de Asistență Socială a asigurat disponibilitatea celorlalte două produse care nu au venit, respectiv făina și uleiul, de îndată ce ajung în depozit. Vreau să spun cetățenilor pe această cale că în momentul în care făina și uleiul au să vină în județ, și de câte înțeleg eu chiar în țară, e o problemă la nivel național, tot așa o să le comunic. Procedura pentru intrarea în posesie a alimentelor este simplă. De la cantina Serviciului Social de pe Strada Libertății, persoanele în cauză merg să primească un bon, cu care mai apoi trebuie să meargă la depozitul de la gară de pe Strada Iașilor numărul 71, unde predau bonul personalului de la depozit și apoi trec pe la fiecare masă pentru a ridica alimentele. După cum dumneavoastră ați văzut și ați filmat, bonurile au început să se distribuie de la centru de zi, de la cantina de ajutor social, Strada Libertății 21, acea locație super cunoscută în orașul nostru. O jumătate, ora două, cel mult, cetățenii o să primească bonuri pentru ziua în curs. Asta înseamnă că bonurile au o valabilitate de 24 de ore și că în acea zi îi rog să meargă la gară, acolo unde dumneavoastră ați filmat, la acel depozit deja inițializat prin însemnele Uniunii Europene, în aceeași zi. Alimentele se distribuie până la ora 3:30-4. Cei care au beneficiat de aceste ajutoare alimentare gratuite au fost mulțumiți și s-au bucurat. Orez, două de bulion, două de mazăre, zahăr 4 kg, Și mălai, nu? Nu, nici nu mai știu așa. Cum vă bucurați? Cum? Ne bucurăm și pentru ele, da. Ne bucurăm. Sunteți mulțumite cu ceea ce ați primit? Da, deocamdată, da. Restul mai urmează, nu? Sunteți mulțumită de ce ați primit? Deocamdată, da, ce să zicem, mai mult de atâta. Mulțumit că... Cum se face repartiția la ceea ce primiți? Nu știu. Sau cantitate? Nu știu, aia nu știu. Descrie pe fiecare bon ce ne dă. Da. Deci primiți un bon. Așa și aici, pur mergem așa pe raion și ne repartizează și până... Da, pachete, da, da. De paste. Așa, dâns și semnează, noi verificăm și atât. Asta rămâne la noastră? Da. Mulțumim. O singură atenționare însă, este indicat să mergeți cu un mijloc de transport pentru a ridica alimentele, având în vedere cantitatea totală care depășește 20 de kilograme. Îi rog de asemenea să se ducă pregătiți cu un mijloc de transport, evident, dacă e posibil, dar cu plase, pentru că ați văzut, cantitatea este importantă. Până la sosirea celorlalte produse, care s-ar putea amâna până la începutul anului viitor, beneficiarii se vor bucura de sărbători de ceea ce au primit deja.